fața Domnului. Haideți să mergem în Psalmul 82, căruia îi voi da citire. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi. Dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric. De aceea se clatină toate temeliile pământului. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui prea înalt. Însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oarecare. Scoală-te, Dumnezeule, și judecă pământul, căci toate neamurile sunt ale tale. Aici ni se face o observație, ni se spune ce este de făcut, spune faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului, scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți din mâna celor răi. În prima fază ne gândim cu toții la aspectul fizic, chiar și acum în zilele acestea anumite persoane au nevoie de un ajutor fizic, au nevoie de un adăpost, de o masă. Însă, acesta este doar un aspect. Sunt mulți care au nevoie de ajutor spiritual, sunt mulți care sunt în prinsoarea celui rău și Dumnezeu ne cheamă să ce? Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi, așa cum și noi la rândul nostru am fost. Puțin mai sus, în Psalmul 81, cu 10, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, deschideți gura larg și ce voi umple. Cunoaștem cu toții că țara Egiptului este de fapt prefigurat simbolic, este țara în care am fost robi păcatul, unde am fost ținuți și Domnul ne-a salvat, ne-a izbăvit de acolo. Noi suntem chemați la rândul nostru să ce? Să facem același lucru, să dăm mai departe binefacerile Domnului. Războaie au fost tot timpul pe această planetă. Când s-a încheiat al doilea război mondial? Acum... Deci, practic, nu au trecut nici 100 de ani. Și câte și mai câte războaie nu au fost, chiar și în zilele noastre, înainte de acest război din Ucraina, existau războaie, oameni tot mureau, însă noi nu știam sau poate chiar nu ne păsa. De ce să nu zic și așa? Însă atunci când se apropie de noi, parcă e cu totul diferit. La fel cum a fost și cu începutul pandemiei, spuneam, e acolo, în China, nu mă va afecta. Însă, vedem că în ziua de astăzi totul se răspândește foarte rapid, ca focul în miriște. Și mai mult decât acest război fizic al cărnii, și mai important este acest război spiritual, care a început de la căderea omului în păcat și care s-a dus mai mult sau mai puțin vizibil. Nu putem să contestăm anumite rezultate pe care le-am văzut chiar în această pandemie. Multă lume nu a mai venit la biserică. Putem, pe de o parte, să aplicăm scuza asta a virusului, sau putem să fim sinceri cu noi înșine și cu ceilalți
această răceală de care se vorbea și aseară sunt doar rezultatele unui război care s-a dat și care sperăm din fericire că se mai dă în noi, înăuntru nostru, pentru a alege o parte. Fiecare este chemat să-și aleagă partea. Ori de partea răului, care mai este făcut analogie și cu calea cea largă, calea cea simplă, am spune noi, dar nu este chiar așa. Ceea ce pare simplu și ușor de câștigat nu aduce satisfacție și nu duce la viața veșnică. Planul lui Dumnezeu a fost și este să fim și noi fii ai Lui, fii de Dumnezeu. Ne cheamă la o viață plină de entuziasm, de trăire creștină, însă de cele mai multe ori, din păcate, noi ce alegem să facem? Vom muri ca niște oameni, vom cădea ca un domnitor oarecare. Poate vom trăi o viață chinuită, fără împliniri, poate vom avea unele avantaje pământești, însă ce folos dacă ne-am pierdut, ce anume? Viața sau sufletul? Și cu asta vreau să concluzionez. În Matei 10, de la 26 încolo, de la 28. Nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și trupul și sufletul în ghienă. Ce folos are să câștigi toată lumea dacă ți-ai pierdut sufletul? Chiar Dumnezeu a spus asta. Suntem chemați, frații mei, să în aceste zile, în aceste timpuri, să ne gândim mai mult și mai serios la sufletul nostru, pentru că mulți, înainte de a muri fizic, mor spiritual, își pierd sufletul, sunt dispus să renunțe la tot ce le-a oferit Dumnezeu și pentru ce? Pentru coană în vânt. Și ca să terminăm pe o notă mai optimistă, o să citesc tot din Matei, în continuare. Oare nu se vând două vrăbii pe un ban și nici una dintre ele nu cade pe pământ fără știrea Tatălui vostru? Vouă însă vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap, așadar nu vă temeți. Voi valorați mai mult decât multe vrăbii. Și mai exact, poate să îmi spună cineva cât de mult valorăm noi în fața lui Dumnezeu? În fața Tatălui? Chiar El a stabilit un... Cum să zic? Spuneți. Care este valoarea pe care Dumnezeu Tatăl ne-a dat-o? Infinită. Deci zice că toată bogăția pământului acestuia nu face cât face un suflet, iar din punct de vedere pământesc ne facem $2. Atâta s-a dat. În fața la Dumnezeu este o situație, cum să spun, un preț inestimabil. Deci nu s-a găsit un termen. Dar a fost plătit un preț și are un nume. Hristos care a riscat, eu am mai spus aici, da. Mulțumesc, mulțumesc. Să nu uităm asta. Domnul Iisus, acesta este prețul, valoarea pe care Dumnezeu a fost dispus să o plătească. Este un preț foarte mare. Gândiți-vă, un tată, singurul său fiu, fiul de care era mândru, desăvârșit, totuși pentru niște ființe căzute, el a fost dispus să îl jertfească. Domnul să ne ajute, să ne dea înțelepciune în aceste zile, să prețuim mai mult viața pe care El ne-o dă și să ne folosim timpul mai inteligent și să încercăm să ajungem la,
la cei nevoiași, atât fizic cât și spiritual. Amin.